De nevoie iscusit, rubrică realizată de AgroTV cu ajutorul inimoșilor din ferme și din gospodării. Vă propunem astăzi un subiect dedicat tuturor gospodarilor care doresc să scape de dăunătorii din grădină. Mergem în minutele următoare într-o vizită în Grădina pentru Toți, pusă la dispoziție de Ruben, un tânăr și pasionat fermier. Andreea Gheorghiță l-a descoperit în ediția trecută pe acest fermier priceput și foarte pasionat de agricultură. Este un alt exemplu al faptului că de nevoie încep să fii iscusit. În plus, dacă mai și studiezi, atunci limita este cerul, cum se spune prin cercurile celor cu carte. Continuăm rubrica noastră săptămânală De nevoie iscusit cu o nouă soluție dedicată protejării plantelor. Inventatorul Ruben Sipa din Arad prezintă de această dată un insecticid făcut în propria gospodărie, simplu și eficient. Metoda este ușor de realizat atât pentru veteranii din agricultură, legumicultură, dar și pentru cei aflați la început de drum. Rețeta insecticidului nu este complicată. Elementele de care aveți nevoie sunt o linguriță, un detergent de vase blând, apă de la robinet, ulei de gătit vegetal și un recipient pentru stropit. Din cauza timpului limitat, o să vă prezentăm o sinteză din filmarea tânărului fermier. Tot clipul cu metoda de realizare a insecticidului bio, dar și modelul de aplicare, îl găsiți dacă intrați pe canalul lui de YouTube, Grădina pentru Toți. Salut, dragi prieteni, bine ați revenit pe canalul Grădina pentru Toți. Vă fac probleme afidele, ploșnițele și gândacii de Colorado? Stați liniștiți! În acest episod vom prepara împreună un insecticid ieftin și foarte bun, care vă va scăpa de acești dăunători. Hai să începem! De ce avem nevoie ca să preparăm această soluție? Le iau în ordine aleatorie. Avem nevoie de o linguriță din aceasta normală, care se folosește la ceaiuri, la cafele și așa mai departe. Avem nevoie de detergent de vase, dar nu orice detergent de vase. Observați, acesta este unul Pro Nature, un detergent de vase care nu are coloranți, scrie 95,5% din surse, din ingrediente obținute din surse naturale, nu are coloranți și nu are parfumuri. Practic este un detergent de vase cât se poate de prietenos cu mediul, cât se poate de curat. Să nu luați din acelea care sunt cu coloranți și cu tot felul de nebunii. Apă de la robinet, 2 litri. Ulei normal vegetal, ulei de gătit și avem și acest recipient de 2 litri pentru stropit. Bun, haideți să vedem cum se prepară. Deschidem recipientul, adăugăm 6 lingurițe de ulei vegetal. Una, două, trei, patru, cinci, șase. Adăugăm apă. Okay. Fiindcă bineînțeles știți că uleiul nu se amestecă cu apa, dar nu numai de aia adăugăm ulei de vase, vă explic imediat. Detergent de vase, nu numai de aia băgăm detergent de vase. Nu numai pentru a omogeniza soluția. Are și alte beneficii. Punem 5, am zis. 1, 2, 3, 4, 5. Băgăm închidem dispozitivul nostru de stropit. Închidem dispozitivul nostru de stropit și agităm bine. Agităm bine pentru a se omogeniza soluția noastră. Uitați deja ce spume face, adică nu vedeți chiar că e verde recipientul, dar eu văd și se și simte că este mai dens. Amestecați bine de tot.
Practic, asta e soluția voastră. Asta e insecticidul bio. Și de ce zic bio? Și de ce trebuie să folosiți detergent fără coloranți, fără parfumuri, fără chimicale? Pentru că altfel n-ar mai fi soluții bio. Se poate face la fel de ușor cu altfel de detergent de vase, de la orice companie vreți voi, dar nu ar mai fi bio. Dacă folosiți acesta, din ingrediente obținute din surse naturale, fără coloranți, fără chimicale, fără parfumuri, atunci e o soluție bio. Această soluție funcționează mai bine pe insecte mai mici, nu pe insecte așa mari ca ploșnița sau colorado, care ați văzut că au trupul mai bine dezvoltat și este protejat de o carapace, dar funcționează și pe acestea dacă este aplicat această soluție este aplicată cu insistență. Dar, în special, este bună pentru afide, tripș, musculițe negre pe tomată și alte tipuri de insecte.